Clinicii Acasă de Sănătate Olt, încă începând de la finele anului 2010, în sensul că sumele alocate de către Casa Națională pentru îngrijirea domiciliului la nivelul județului Olt au fost mici, este mult spus, puțin spus, extrem de mici, în comparație cu cererea pentru îngrijirea domiciliului. Sumele alocate sunt undeva, au fost undeva de ordinul a 15-20 de mii de lei noi pe an, asta în condițiile în care cererea ar fi fost undeva la cel puțin 200 de mii de lei pe an. Deci de 10 ori mai puțin s-au făcut mai multe demersuri de către Casa Olt. A reușit ca, începând cu anul 2012, da, la începutul anului 2012, să avem o sumă alocată de 90 de mii de, aproximativ 90 de mii de lei pentru îngrijire la domiciliu. Asta în condițiile în care la acea oră în contract cu Casa de Sănătate Olt erau 4 furnizori de servicii medicale, 2 din Spatina și 2 din Caracal. Nu e o sumă suficientă nici în acel, n-a fost o sumă suficientă nici în acel moment. Ceea ce v-aș putea spune este că calculele făcute de către oamenii din casă arată că costul mediu de îngrijire a unui pacient este de mult mai ieftin, de aproximativ 4 ori mai mic la îngrijirea domiciliului decât la îngrijirea spitalicească. Și atunci mi s-ar părea o formulă foarte potrivită, aceea de creștere a fondurilor pentru îngrijire la domiciliu. Să mai spunem un amănunt, în anul 2012 au beneficiat de îngrijire la domiciliu 25 de pacienți din județul Olt. V-am spus cu o sumă undeva la 90.000 de lei. Am înțeles că în noile, în nouă contract cadru și noile norme de aplicare ale contractului cadru, drepturile sau îngrijirea domiciliului au un rol mai important și corespunător acestui lucru și sumele care le vom primi de la Casa Națională pentru îngrijirea domiciliului vor crește, astfel încât să ajungem la sumele dorite, în sensul că să ajungem la să satisfacem nevoia de îngrijirea domiciliului a pacienților care depun cereri în acest sens și se află pe listă de așteptare pentru a putea intra în aceste programe de îngrijire la domiciliu.